Unul dintre cei mai mari fizicieni anunță sfârșitul lumii după ce au circulat mai multe teorii cu privire la acest eveniment. Fizicienul a dat câteva explicații. Renumitul fizician Stephen Hawking ne-a avertizat că sfârșitul lumii este aproape. El a susținut că de vină ar fi comportamentul oamenilor, care este din ce în ce mai agresiv. De asemenea, acesta spunea că agresivitatea ar trebui înlocuită de empatie, care ne aduce la un loc într-o stare de pace și iubire. Cred că viitorul pe termen lung al rasei umane este spațiul, în sensul că reprezintă o asigurare de viață importantă pentru supraviețuirea noastră, prin prevenirea dispariției umanității, prin colonizarea altor planete. Aceste afirmații au fost făcute de Stephen Hawking în timpul unei vizite pe care a făcut-o la Muzeul de Știință din Londra, când a explicat și de ce ar trebui înlocuită agresivitatea. Probabil că a reprezentat un avantaj în perioada oamenilor cavernelor pentru a avea mai multă mâncare, mai mult teritoriu sau un partener, însă acum amenință să ne distrugă pe toți. De asemenea, Hawking a vorbit despre pericolele care ne pândesc și care ne determină să ne gândim la un viitor pe altă planetă. Profesorul pune accentul pe faptul că resursele planetei sunt consumate extrem de repede și că omenirea a dat Terei cel mai nefast cadou, cel al încălzirii globale. Conform fizicianului, a sosit timpul ca oamenii să exploreze alte sisteme solare, deoarece doar asta ne-ar putea salva de la extincție. Hawking amintește că pe o rază de 30 de ani lumină față de Pământ există 1000 de stele, iar că în cazul în care doar 1% dintre acestea au planete asemănătoare cu Terra, avem 10 candidați pentru lumea nouă.